Costurile Spitalului Municipal au depășit de mult limitele bunului simț. Conform unui proiect aprobat de Consiliul Local, valoarea obiectivului medical a crescut de la 160 de milioane de lei la 176 de milioane de lei. Ajustarea valorii investiției cu peste 16 milioane de lei, adică 4 milioane de euro, a fost motivată de edil prin faptul că municipalitatea va achiziționa aparatură medicală de ultimă generație pentru dotarea spitalului. Șefii primăriei au declarat la ultima ședință a Consiliului Local că spitalul va avea secții noi care n-au fost prevăzute în proiectul inițial. Potrivit memoriului justificativ întocmit de liderul consorțiului care construiește spitalul municipal, Consiliul Local Bacău, în calitate de proprietar al obiectivului medical, va deconta o eroare materială în sumă de 500.000 de euro, dar și dublarea costului cu organizarea șantierului. Același proiectant, care este și constructor, vine și justifică valoarea. Ce spune? 16 miliarde eroare materială. De ce este considerat vinovat Consiliul Local de eroare materială? Că n-a fost trecută, că a fost trecută, asta e treaba lui. Încă 12 miliarde. Spune că în devizul inițial organizarea de șantier n-a fost calculată corect și prin recalcularea valorilor a crescut valoarea iar cu 12 miliarde. După iar care este un atribut acelui care plătește. El s-a angajat în fața noastră că face cu 1.600 miliarde. Punct. În contractul inițial, dotarea era în valoare de 400 de miliarde vechi. Da. Acum a cerut să crească dotarea de la 400 de miliarde la 530 de miliarde. Și s-a aprobat. Prin hotărârea asta de Consiliu. Dacă se presupune, discut acum ca un băcăvar, să zicem. Da. Banii ăștia de 30 de miliarde. Ar fi avut cea mai mică gândire că pot să vină și din altă parte. Deci, da, domnule, ok, că ne dă ăla ecograf sau cu restul ne dau și alte instalații. Dar cum comentați faptul că, da, dumneavoastră ziceți că tot din bugetul local trebuie da, suportați? Dacă nu-ți dă nimic, nu vin din bugetul local, așa știi? De unde vin? Păi, dar nu, deci, nu este a Ministerului. Asta e a Consiliul Local, proprietarul este Consiliul Local. Nemulțumit de dezvăluirile apărute în cotidianul Deșteptarea, primarul Bacăului a venit cu o serie de precizări în ședința Consiliului Local. Stavarache a afirmat că valoarea investiției a crescut pe fondul majorării TVA la 24%. Edilul a arătat că Ministerul Sănătății ar fi impus, printr-un ordin, crearea unor secții în cadrul Spitalului Municipal. Singura creștere este datorită faptului că vom achiziționa noi echipamente care să completeze secțiile care sunt impuse de către nouă ordine al ministrului pentru noile secții care vor funcționa acolo și creșterea de TVA. Deci ce a fost astăzi prin presă, vreau să vă spun că nu este absolut deloc adevărat și chiar rău intenționat. Și am vrut să fac această explicație. În replică, reprezentanții Ministerului Sănătății au refuzat să comenteze situația în care se află Spitalul Municipal. Raed Arafat, subsecretar de stat în minister, a declarat că nu se află la curent cu problemele obiectivului spitalicesc. În toamna lui 2010, în urma unei vizite fulger făcute la șantierul Spitalului Municipal, Arafat ajungea la concluzia că unitatea primirii urgențe trebuie regândită. Aceasta nu era conformă cu standardele europene în materie de medicină de urgență. De treaba asta nici nu pot să vă dau un punct de vedere nici nimic, că nu știu nimic de acest lucru. Deci nu știu nimic de spital de asta, nu știu nimic care erau de persoanele știu. Da, ministerul... Întrebări trebuie să vă adresați ministerului direct să vadă cine și de unde este problema asta, dar eu nu pot să vă răspund. Valoarea Spitalului Municipal a crescut dubios în intervalul 2007-2011. În toamna lui 2007, primăria a încredințat contractul privind construirea spitalului unui consorțiu de firme contra sumei de 125 de milioane de lei. După un an, în septembrie 2008, obiectivul medical s-a scumpit subit. Sub pretextul că în faza studiului de fezabilitate au fost omise mai multe lucrări care trebuiau făcute, proiectul tehnic al spitalului afișa o valoare totală a investiției de peste 160 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei
mai mult decât suma la care a fost licitat contractul. În doar un an, 2007-2008, costul spitalului municipal a crescut cu 10 milioane de euro. Rotunjirea cu 4 milioane de euro a costurilor efectuate la ultima ședință a Consiliului Local face ca spitalul municipal să fie mai scump cu aproape 14 milioane de euro decât suma la care a fost atribuit contractul în urmă cu 4 ani. Diferența este suportată din bugetul local.